Salut și bine ai venit la Gânduri cu Tâlc. Sunt Camelia Tița, prietena ta, și la Gânduri cu Tâlc vreau să te întreb, oare cum o mai fi mai bine? La vedere sau camuflat? Și în timp ce privesc niște peștișori minunați într-un acvariu, care se uită și ei la mine, așa, ne privim curioși unii pe ceilalți, în timp ce ei se plimbă liberi, atât cât pot să fie liberi în acest acvariu, mai sunt niște peștișori camuflați, ascunși în diferite forme pe fundul acvariului. Ia uitați-vă aici, mai este unul care seamănă chiar cu pietrele, este un pește acesta, să știți. Mai este unul băgat pe aici, îl vedeți? Da, și mai sunt unii camuflați, ia uitați-i, ascunși. Da? Mai țâșnește câte unul, așa. Și mă gândeam că așa este și în lumea oamenilor. În timp ce unii sunt în lumină, la vedere, vorbesc deschis și fac lucrurile pe față, sunt alții care le fac camuflați și sunt mai periculoși. Acum, fiecare dintre noi știm ce înseamnă asta și probabil că ați avut experiențe în viața voastră când ați fost loviți sub centură, să zicem, de persoane din umbră, din culise. Oare cum o mai fi? Cum o fi mai bine? La vedere sau în culise? Vă pup și să ne fie de folos!